Campania este derulată în parteneriat de Primăria Municipiului, Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog și Inspectoratul Școlar Județean. Au fost pregătite deja materiale prin care se atrage atenția asupra riscurilor consumului de droguri, acestea urmând să fie afișate inclusiv la sediile instituțiilor municipalității și în locuri foarte circulate. Mâine, după cum se știe, are loc lansarea ediției din acest an a concursului național Mesajul meu Antidrog. Vom fi alături de directorii de unități de învățământ, de partenerii noștri de la Centrul Antidrog din Giurgiu și de conducerea Inspectoratului Școlar, astfel încât să facem mai puternic propriul nostru mesaj de luptă împotriva distribuției drogurilor în rândul tinerilor. Și când spunem droguri, nu ne gândim neapărat la plantele așa numite etnobotanice sau la drogurile de mare risc, substanțele halucinogene puternice, fie de proveniență naturală, precum opiumul și heroina, dar și la cele de sinteză, precum LSD-ul și ecstasy. Ne gândim Organizatorii își propun să atragă în concurs un număr cât mai mare de elevi și prin aceasta să contribuie la educarea tinerilor în legătură cu riscurile consumului de droguri. Participanții la concurs vor primi diverse premii, iar cele mai bune lucrări vor fi folosite în campaniile naționale de combatere a consumului de droguri.